Sâmbătă de la ora 23.45 de minute, televiziunea Teleplus Maramureș va transmite slujba de înviere fără public de la parohia greco-catolică Sfânta Maria din Baia Mare. De asemenea, duminică de la ora 10 va fi transmisă și slujba din prima zi de Paști. Acestea vor putea fi urmărite și pe pagina de Facebook Teleplus Maramureș Live. De asemenea, în fiecare duminică de la ora 10 veți putea urmări slujba religioasă de la aceeași parohie. Reamintim că ortodoxii și greco-catolicii sărbătoresc duminică învierea Domnului Paștele, cea mai mare sărbătoare a creștinilor, prima săptămână ce urmează după învierea Domnului Iisus Hristos, este denumită Săptămâna Luminată și se termină în Duminica Tomii. Săptămâna Luminată este începutul unei perioade de sărbătoare care se termină după 50 de zile de la Paște, la Pogorârea Sfântului Duh sau Rusalile. Polițiștii au acționat pe drumurile publice din județ pentru prevenirea infracțiunilor rutiere, dar și pentru identificarea și sancționarea cetățenilor care nu respectă prevederile legale. Astfel, oamenii legii au depistat trei persoane care au comis infracțiuni. În Cavnic, o femeie de 45 de ani din Săliștea de Sus a prezentat polițiștilor o adeverință de serviciu cu date false, iar în aceeași situație s-a aflat și șoferul autoutilitarei, un bărbat de 32 de ani din Poenile de sub Totodată, polițiștii din Seini au identificat un conducător Auto, ca fiind un bărbat de 35 de ani din Bozânta Mare care a prezentat o adeverință permanentă eliberată de un angajator. În urma verificărilor polițiștii au constatat că bărbatul figurează cu contractul de muncă încheiat din ianuarie 2020. În toate cauzele se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, informează IPJ Maramureș. Polițiștii Mara Mureșen vor acționa în continuare atât pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care pot afecta liniștea comunității, cât și în sistem integrat împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții pentru impunerea normelor legale în timpul stării de urgență. Telefonul vârstnicului a înregistrat un număr dublu de apeluri zilnice și 384 de beneficiari noi în decurs de o lună. Astfel, numărul apelurilor a depășit peste 1100 de solicitări, a informat Fundația Regală Margareta a României, care gestionează acest serviciu de ajutor pentru seniori. Printre motivele pentru care cei în vârstă apelează telefonul vârstnicului la numărul 0800 460 001, se numără nevoia de cumpărături livrate acasă, de sprijin servicii practice la domiciliu, informații utile, sprijin moral și consiliere psihologică. Telefonul vârznicului este un proiect social al Fundației Regale Margareta României și poate fi apelat gratuit de luni până vineri, între orele 8 și 20 și sâmbătă în intervalul orar 8-16. Pot suna și persoanele care doresc să semnaleze un abuz sau o situație dificilă în care se află o persoană în vârstă.